tego mafię prime. Będzie Artur, komisar do policji, George Jonca po praje, komputer Miki, szef serwisu, Pasia Płatkę. No i avem o continuare creșteri foarte mari. Suntem un personal mult diminuat, încercăm să ne descurcăm. Am trecut cu bine sărbătorile pascale, pentru care am avut un program prelungit față de 8 jumătate, 4 jumătate și miercurea 8 jumătate, 6 jumătate. În perioada asta, de 2 săptămâni încoace, am avut concedii programate. La noi, efectivul este de 13 persoane, dintre care două în concediu. Unul parțial și o fată în creștere copil. Avem 4 posturi vacante și bugetate pentru care am făcut demersurile și nu au fost ocupate. Am să vă dau câteva cifre în ceea ce privește creșterile. Dacă în alți ani, în afara perioadelor pe care vi le menționez, sărbătorile de Paști, sărbătorile de iarnă, perioada estivală, iunie, iulie și august, aveam creștere foarte mare, nici intervale dintre, nu mai sunt liniștite pentru noi, avem creștere între 20% și 38%. În condițiile în care, o să vă dau un simplu exemplu, estimativ anul 2016 cu anul 2015, am avut în anul 2015 30.672, în anul 2016 38.500. O secundă, nu am consultat. Deci în anul 2015 30.672 de cereri. În anul 2016 38.356, o creștere de peste 8.000. Acum să vă spun cum stăm. Avem personal care a ieșit la pensie, avem personal care a plecat, suntem mult subdimensionat. Noi am fost 27 cu tot cu șef serviciu. Astăzi suntem 13, sub jumătate. În condițiile actuale încercăm să ne descurcăm, încercăm să mulțumim pe toată lumea. Dar problema se pune pe picior de forță. O să vă dau exemple în ceea ce privește pașapoarte simple, temporare. Marea majoritate își cumpără biletele de dinainte, fără a se interesa de documentul de plătire, dacă nu au valabil sau nu. Dar în condițiile astea eliberăm aproximativ 80 de pașapoarte zilnic, da, temporare. Și vă dau un exemplu. Sunt situații de forță, inclusiv zona Zărnești, zona Rupea, despre care s-a discutat, unde ne invocă faptul că trebuie să plece de urgență în străinătate, motiv pentru care noi le facem și sub intervalul de 2 ore și în condițiile date nu le ridică. Noi și actualmente avem între 50 și 80 de pașapoarte pentru astfel de situații, pentru care noi am găsit înțelegere pe de o parte și nu și invers. Deci trebuie să înțelegeți că venim în sprijinul cetățenilor, dar nu îi putem mulțumi în totalitate. Deci noi peste 85% dintre cele pe care le luăm sunt pentru copii minori. Preluarea celor se face cu o dificultate mai mare. Intervalul poate fi diferit în sensul că sunt sau avem cereri pentru care se prezintă o persoană necunoscută sau care are un pașaport simplu. Documentele sunt altele. În ceea ce privește aplicarea unei contravenții, timpul de depunere este altul. În ceea ce privește persoanele cere de cetățean român cu domiciliu străin, documentele sunt mult mai mult, mai scopoase. Sau mai sunt cazurile speciale unde există sentințe de divorț, unde absolut sentința trebuie scanată, inclusiv partajul. Gândiți-vă că sunt sentințe foarte scopoase. Pe motivul ăsta am considerat că n-ar trebui să eliberăm tichete pe intervale orare, pentru că avem posibilitatea să preluăm mai multe cereri. Datorită situației care a fost săptămâna trecută și venind în sprijinul cetățenilor, dorim să facem o programare și pe a doua zi. Și să o extindem programarea până la 5 zile pe săptămână. Dar asta îi va dezavantaja pe cei care doresc eliberarea unui pașaport la 2 ore, simplu temporar. Deci, indiferent cum încercăm, căutăm soluții. Dar, indiferent de soluție, o să există o parte a cetățenilor care vor fi nemulțumiți. Aveți cumva o statistică despre anii 2015, 2016, pe 2017, primele luni ale anului? Da, trimestrul întâi față de trimestrul întâi. Trimestrul întâi 2017 față de trimestrul întâi 2016. În trimestrul 1 2017, 8.974 de cereri, în trimestrul 1 2016, 7.450. Aș vrea să precizez faptul că activitatea noastră nu este doar de preluare cereri pentru eliberarea pașapoartelor. Există și activități adiacente.
misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României preiau cereri pentru cetățenii ai cărui domiciliu sunt. Deci cererile preluate acolo sunt procesate de către noi. Ne confruntăm cu solicitări foarte mult. Eu și dacă aș face efortul deosebite să mențin 4 ghișe deschise de preluare și unul de liberă, de 4 plus 1, nu să avem posibilitatea să le procesăm pe toate. De ce? În totul, cum zicem noi, avem creșteri foarte mari, de până la 60%. Și acolo mai avem măsuri pe care noi le instituim pentru poliția de frontier, instanțele. Gândiți-vă că, în mod normal, ar trebui să am un lucrător care să implementeze constant măsurile. Și nu pot face asta. Îi folosești pe ghișeu, pe intervale orare 4-4. Cu privire la exemplu care l-am dat mai devreme cu misiunea consulară și ambasade, odată cu eliminarea ambasadiștilor vize de Canada, vă încurcă, vă complică și mai mult acest aspect? Din punctul nostru de vedere, o să avem creșteri și mai mari. Creșterile sunt de așa natură. O să vă dau exemplu. Pașapoarte simple, eliberate pe 10 ani, expiră de 2016 până inclusiv 2019. Adică până în 2020 o să avem solicitări foarte multe. În continuare. Și mai ales pentru cetățenii care lucrează cu acte în regulă. Deci noi nu avem o carte de identitate cu un specimen de semnătură, motiv pentru care autoritățile de acolo le impun să aibă un document de călătorie, în speță pașapoarte. De asta, pe lângă minorii pentru care facem pașapoarte, facem și pentru foarte mulți adulți. Mai avem situațiile următoare. Brexit. De când s-a anunțat Brexit-ul de anul trecut, am înregistrat cele 8.000 de creșteri. Semnificative. Oamenii s-au speriat crezând că nu li se va mai da posibilitatea să intre în Marea Britanie decât cu document de călătorie pașaport. Oricum ne așteptăm la creșteri foarte mari la invocarea articolului 50. Ce? De la momentul respectiv s-ar putea să avem cu creșteri foarte mari să întâlnim mari dificultăți. Vom încerca să prevenim, să avem un astfel de lucruri. Mai